Bună ziua, încă sunt răcit, dar s-au anunțat niște polybag-uri, abia acum pot și o să vorbesc. Așa, deci polybag-ul ăsta este unul Legacy, așa cum am primit și la începutul anului acesta, cu acel Samurai Mac dubios. Acum primim unul cu mașina lui Kai din sezonul 3, am și uitat cum se numea mașina aia. Și construcția lui secundară este avionul lui Kai, tot din sezonul 3. Deși nu-mi dau seama dacă acest polybag este 2-1-1 sau 3-1-1, pentru că nu-mi dau seama dacă mașina aia din colțul stânga jos este ori mașina care este în mare ecran așa, sau este cu totul altă mașină, pentru că poza e cam pixelată. N-am găsit o poză mai bună, scuze. Polybag-ul ăsta e destul de basic, nu prea-mi place. Însă, polybag-ul ăsta îmi place mult mai mult. În primul rând, din cauza minifigurinei. Știu, este Jay din Legacy, doar că fără mască, de fapt cu o mască din aia care se pune doar pe gură. Dar e prima oară după mult timp când primim acea pălărie pe gri. Și dacă revista Ninjago ne va mai da un caracter din Sons of Garmadon cu masca din Legacy, măcar vom avea un set micos de unde să obținem. Ce să zic, altceva mai bun. Așa, oricum, alt lucru care îmi place este faptul că e cel mai mic set, vorba vine set, care are acea punguță cu echipamente pe verde transparent. Nu credeam că va exista un set atât de mic. Din nou, nu e set, e polybag, nu știu de ce mă încurc. Oricum primim acea armă care are și pentru G, care are și un suport, se atașează la acel cărucior. Din câte observ eu, este un fel de cărucior unde vinde arme. Ce-i drept setul, de ce tot îmi vine să zic setul lui polybag? Oricum, polybag are o grămadă de arme de la acea punguță cu arme. Ceea ce mi se pare foarte tare, e va fi foarte ieftin. Îmi place, deși e cam dubios faptul că vinde și pește? De ce vinde pește? Nu înțeleg. Oricum, un polybag foarte bun. Asta chiar cred că îl iau. Și mai vine și cu stâlpul ăla de iluminat. Nu știu care e faza cu el, dar nu strică. Se potrivește cu peisajul, să zicem. Oricum, acestea au fost și cele două polybag-uri de la Lego Ninjago. Unul Legacy și unul din sezonul 12. Vreau să știu care polybag vă place vouă mai mult. Și da, ne vom vedea data viitoare. Sper că data viitoare voi fi mai puțin răcit și nu va mai curge nasul. Știi, mă întind prea mult. La revedere.